În această emisiune, de la început, vreau să vă mulțumesc tuturor reprezentanților presei pentru prezența astăzi la această conferință de presă. Foarte importantă, din punctul meu de vedere, ca o bilanț a activităților ministerilor pe dimensiunea agricolă din Republica Moldova. Deci, bună ziua, mulțumați agricultori, mulțumați cetățenii Republicii Moldova. Evident că atunci când vorbim despre agricultură, în Moldova nu există nicio persoană care nu ar conștientiza sau nu ar înțelege cât de importantă este această ramură pentru economia noastră națională. Și este la fel de evident că această ramură este una vitală pentru dezvoltarea economico-socială a localităților noastre rurale și una dintre problemele de bază în procesele de dezvoltare a localităților noastre rurale a fost că ele până acum nu au fost privite legat. Agricultura și dezvoltarea rurală. Sunt două direcții care sunt interconectate și nu pot exista una fără alta. Aceste concluzii le-am tras și în urma deplasărilor avute și întâlnirilor cu miniștrii agriculturii din state membre a Uniunii Europene, țări în care populația locuiește în localități rurale în proporții de 70%, 60% și acest lucru se datorează abordărilor sistemice și abordărilor corecte din partea guvernării. Evident că noi tragem concluzii, învățăm lecții și începând cu 2023 aceste lucruri vor începe să fie implementate și în Republica Moldova în materie de promovare a politicilor corecte de dezvoltare rurală, durabilă în Republica Moldova. Pentru început aș vrea să vă spun că anul 2022 pentru agricultura națională a fost un an extrem și extrem de dificil. În acest an noi vorbim despre o multitudine de crize care s-au suprapus. Nici nu au mers una după alta, dar s-au suprapus efectiv, ceea ce înseamnă că, nedispărând una dintre ele, apăreau următoarele și următoarele. Noi evident că vorbim despre criza post-COVID, după care vorbim despre criza războiului din februarie anul curent, care practic a perturbat toate căile comerciale pe care le avea Republica Moldova în materie de export a producției agroalimentare din țara noastră. Vorbim evident despre consecințele războiului care au dus evident la majorările de prețuri la produsele petroliere, la fertilizanți, toate aceste prețuri majore regăsindu-se în cheltuielile agricultorilor, în procesele lor de producere. Evident că noi vorbim despre consecințele războiului care au provocat redirecționarea sau redimensionarea traseilor comerciale din Ucraina spre cealaltă lume și astăzi ele trec prin Republica Moldova și faptul că noi am fost extrem de solidari și suntem solidari cu ucrainenii, am creat aceste coridoare ale solidarității și prin teritoriul Republicii Moldova trec traseile de export a cerealelor, ceea ce le permite agricultorilor din Ucraina să existe, să supraviețuiască situații, dar consecințele sunt foarte grave pentru prețurile din zona noastră, pentru colaborat cu prețurile la inputuri foarte mari, cantitățile de roadă destul de mici din anul curent și colaborat tot cu prețurile foarte mici de vânzare au dus la consecințe grave din punct de vedere economic pentru agricultorii din Republica Moldova. Nu putem să trecem cu vederea nici seceta din lunile mai și iunie anul curent, care a provocat pierdere majore în unele cazuri de 100% la cereale, cum ar fi porumbul în sudul Republicii Moldova. Evident că în acest an seceta s-a manifestat foarte atipic, 15% din nordul Republicii Moldova, după cum a fost constatat de către FAO. FAO a făcut o analiză amplă a secetelor din Republica Moldova la cererea Ministerului Agriculturii și în acest an, ca niciodată, nordul Republicii Moldova, în proporție de 15% din suprafață, a fost afectat de către secetă, lucru care practic nu a mai fost întâlnit în Republica Moldova. Această secetă s-a manifestat în mod deosebit în lunile de primăvară, preponderent în nordul Republicii Moldova. Deci toate aceste lucruri, per total, au creat o situație foarte grea în agricultură, foarte grea pentru agenții economici și am ajuns și la embargoul economic, de parcă nu ar fi fost de ajuns toate aceste crize care au fost.
care a dus iarăși la scăderea vânzărilor pentru agenții economici din Republica Moldova. Embargoul economic a cuprins toată producția vegetală, mai puțin un raion și raioanele de stânga Nistrului. Un raion din dreapta Nistrului și toate din stânga aveau numai voie să facă exporturi. Aceste lucruri au dus iarăși la dificultăți economice. Asta ar fi ceea ce s-a întâmplat în anul 2022 în materie de condiții naturale, condiții economice. Și evident că Ministerul Culturii a fost pe parcursul la toate aceste crize alături de agricultorii din Moldova, în calitatea noastră de parteneri, implicându-ne în procesele de soluționare a problemelor în măsura care depinde de Ministerul Agriculturii. În primul rând, noi trebuie să vorbim despre faptul că guvernul, la data din 1 ianuarie 2021, a început anul cu un buget pentru fond de 1 miliard 500 de milioane, ceea ce înseamnă cu 400 mai mult milioane de lei față de anul 2020. Deci a fost o majorare bruscă. Evident că acești bani nu sunt suficienți pentru agricultură, pentru că agricultorii investesc. Noi trebuie să înțelegem că banii din fondul de subvenționare merg la subvenționarea investițiilor făcute de către agricultori. Și, practic, ei sunt de fiecare dată banii vin post-investițional, se acumulează dosarele, după care se debursează și se fac plățile pe parcurs la tot anul viitor pentru anul curent în măsură de investiții făcute de ei. Pentru că investițiile au fost foarte majore făcute de agricultori, anul 2021 a fost un an cu roadă foarte mare, a fost insuficient chiar și acest 1 miliard 500 de milioane care a fost dat la începutul anului. Din acest considerent, după ce guvernul a ieșit cu brio împreună cu toți cetățenii din iarna 21-22, și cu toții cunoaștem că guvernul a compensat peste 4 miliarde de lei din facturile și cheltuielile care le-au avut cetățenii din Republica Moldova, s-a luat decizia de a rectifica bugetul și la rectificare de buget din primăvară s-au mai dat 250 de milioane, în astfel fondul pentru agricultură ajungând la 1 miliard 750 de milioane, revoluționar, aș spune eu. Deci este o creștere foarte și foarte mare și toate aceste lucruri sunt făcute pentru că guvernul conștientizează importanța agriculturii pentru economia noastră națională și pentru dezvoltarea durabilă a localităților noastre rurale. Evident că același mod va fi, din punctul meu de vedere, preluat și în anul 2023. Noi, pentru agricultori, am prelungit posibilitatea să depună dosarele până pe data de 4 noiembrie, pentru că a fost un număr record de dosare. AIPA a recepționat în acest an peste 16.500 de dosare. Este o cifră record depusă de către agricultorii din Republica Moldova. Și evident că dacă va fi nevoie, cu toate că avem ferma convingere că va fi nevoie, la următoarea rectificare bugetară din primăvara anului curent, Ministerul Agriculturii va veni cu cererea către guvern de a majora acest fond pentru agricultorii din Republica Moldova. Anul 2023 începe peste câteva zile și planurile și proiectele de investiții bugetare a agricultorilor încă urmează să le analizăm, să le vedem cam care ar fi necesitățile și investițiile care vor fi făcute de către agricultori. La etapa actuală considerăm că este prematur. Repet, fondul de subvenționare subvenționează investițiile făcute de agricultori. Și noi am recepționat pentru anul 2022 investiții făcute și demonstrate prin 16.500 de proiecte, care vor fi subvenționate prin banii primiți de bugetul nostru național în anul 2023. La necesitate, cu evident, se vor suplini prin rectificările bugetare, care vor fi din primăvară, acești bani. Ca întotdeauna, axați pe interesul agricultorilor, evident. Dar ne uitând că Republica Moldova are 2,5 milioane de cetățeni, din care 700.000 sunt pensionari, cu niște venituri extrem și extrem de mici, fără potențial de a-și majora veniturile peste noapte. Și statul este axat pe interesul tuturor cetățenilor din Republica Moldova, nu a unui grup mic, mare sau profesional. Toți cetățenii Republicii Moldova au prioritate față de guvernarea noastră, fără niciun fel de excludere și fără niciun fel de prioritizare.
Evident că, ca și măsură de susținere pentru agricultorii noștri care vor să vândă interior în Moldova, guvernul, prin deciziile CSE, a luat decizia de a majora numărul de produse sociale importante. Noi știm că era o listă scurtă de produse, noi am majorat această listă, ceea ce a exclus, practic, din formulă. Noi înțelegem că asta duce la plafonarea daosului comercial și asta a dus la excluderea intermediarilor din proces, dintre producător și cumpărător. În Republica Moldova era un lanț întreg de producători, de intermediari, care practic aveau adaosuri comerciale net superioare însuși producătorului, extinzând numărul de produse care intră în produse sociale importante, s-a ajuns la faptul că producătorul care produce și vinde are un adaos comercial astăzi pe măsura așteptărilor sale, fără ca să aibă cumva probleme cu vânzarea sa. Adică, practic, noi avem comerciantul și avem producătorul și în acest lanț au exclus intermediare. Această măsură a fost foarte bine privită de către producătorii noștri autohtoni în întâlnirile care le-am avut cu ei și au salutat foarte mult această decizie și ea continuă să-și facă efectele sale economice benefice pentru producătorii de produse agroalimentare din Republica Moldova. Evident că în toamna acestui an, pentru că agricultorii aveau mari probleme la vânzarea produsului, pe lângă faptul că s-au prăbușit prețurile, dar era și foarte greu să vinzi produsele, era o cerere foarte scăzută, s-a luat decizia de amânare a plății impozitului funciar, care trebuia făcut în septembrie, până pe data de 25 noiembrie, iarăși din interes pentru agricultorii din Republica Moldova, după care a urmat și legea cu compensării din contul TVA-ului în contul altor impozite, cum ar fi fondul social sau oricare alt tipuri de impozit care îl datorează, toate aceste lucruri fiind votate și intrând în vigoare, acolo la Ministerul de Finanțe pe masă se află regulamentul și sperăm azi mâine să finalizeze de elaborat proiectul de către Ministerul de Finanțe și Inspectoratul Fiscal ca să înceapă procesul de aplicare a acestui regulament de compensare a plății tuturor impozitelor. Și atenție celor declarate, nu și plătite. Dai declarația, arăți că ai de plătit, spre exemplu, 300-400 de mii de lei, le-ai declarat, inspectoratul fiscal preia cifrele fără ca tu să le plătești și din contul TVA-ului care îți datorează statul ție, îți faci compensarea acestor datorii. Ca o măsură de luptă cu inflația galopantă din Republica Moldova, Banca Națională a luat decizia de majorare a cotelor dobânzilor, ceea ce a dus la majorările în lanț, iarăși din interes pentru agricultorii din Moldova care fac investiții, s-au luat decizia și noi am reușit să facem, începând cu luna august, pentru 6 luni și cel mai probabil o să prelungim. Pentru creditele în investiții în agricultură a fost micșorată rata dobânzilor cu 8,5 puncte procentuale. Asta a fost rezultatul negocierilor avute de către Ministerul de Finanțe pentru proiectele luate prin credite de la Livada Moldovei, FAD. Deci sunt niște măsuri eficiente din punctul nostru de vedere care ajută foarte mult agricultorii să facă față creșterii dobânzilor. Când plus toată lumea trebuie să cunoască, Ministerul Agriculturii are o formă subvenționare prin AIPA în care subvenționează rata dobânzilor cu 8,5 puncte procentuale din toată dobânda plătită de ei. Toate aceste măsuri sunt foarte benefice și ajută ca agricultorii, din punct de vedere economic, să devină mai rezilienți la toate întâmpirile și schimbările care au loc în procesul lor de dezvoltare. Ministerul Agriculturii a finalizat discuțiile cu Banca Mondială pentru atragere în domeniu a unei sume importante de bani, noi vorbim despre 55 de milioane de dolari. Este un proiect al Băncii Mondiale negociat și finalizat în discuții cu Ministerul Agriculturii. Aici noi vorbim despre 25 de milioane care vor merge în restabilirea sistemelor de irigare și în urma inspecțiilor făcute în teren de către Minister cu participarea mea nemijlocit. Noi am stabilit trei mari sisteme de irigare, vorbim de Briceni, vorbim de Etulia, Alexandru Ioan Cuza, Autonomia și Cahul, după care la Ștefan Vodă, pe teritoriul la trei primării. Criteriile de bază în alegerea eligibilității lor era prezența unui proiect, a doua, la fel de importantă, era ca pe teritoriul acestor sisteme de irigare care astăzi funcționează mai mult sau mai puțin, unele de ele sunt distruse, să existe asociații de utilizatori de apă viabile cu agricultori
care au capacitatea după restabilire să o preiei și să o mențină în durabilă exploatare ei. În plus, produsele să fie de înaltă plus valoare. Nordul Moldovei, evident că vorbim despre legumicultură, pe lângă pomicultura tradițională, în Briceni sunt niște crescători de legume de o calitate deosebită și piața Republicii Moldova este deficitară la acest capitol, la producerea de produse de legume pentru populația din Republica Moldova. Și eu am ferma convingere că cu investițiile făcute în sistemele de irigare, legumicultorii care astăzi nu au acces la apă se vor reorienta și vor începe să producă mai multe legume, lucru care este extrem de benefic, produse de calitate pentru cetățenii din Republica Moldova. Ștefan Vodă iarăși este o regiune în care se produc tradițional multe legume și au și culturi, au livezi de piersic, livăd de prun, asociații de utilizatori de apă viabil, persoane juridice care sunt membri asociației de apă cu un potențial foarte mare financiar, astăzi au investit milioane de lei în sistemele de irigare, construind din bani proprii a companiilor lacuri de acumulare și statul vine cu construcția rețelei ca să le dea acces la apă din Nistru, ca să aibă în adâncime, la distanță de 10-15 km, să aibă traseu de apă, ca să aibă potențial să acumuleze apa în aceste lacuri de acumulare construite de ei deja. Când vorbim despre sudul Republicii Moldova, vorbim despre două localități, una lângă alta, au hotar comun, un sistem de irigare care se bazează pe apa din Dunăre, care vine în lacul Cahul. Este unicul loc prin care noi putem să luăm apă din râul Cahul, din lacul Cahul și din râul Dunărea. Este o apă de calitate foarte bună. În urma analizei făcute de către oamenii de știință din Moldova, cea mai bună apă care se pretează pentru sistemele de irigare, pentru irigare în sine, este evident râul Prut, Nistru și Dunărea. Dunărea este prin Cahul, dar evident cel mai bun ce-i lăsat de la Dumnezeu este apa de ploaie, care noi trebuie să ne învățăm și începând cu 2023, să ne învățăm să o acumulăm, pentru că ea este când plouă, noi nu avem capacitatea de a o acumula și de a face rezervele de apă din ploaie, se duce pe râu, la vale, pe apa sâmbite, cum vorbim noi, și ar avea un potențial foarte mare și bun pentru dezvoltarea agriculturii folosind apa de ploaie prin sisteme de colectare sau de păstrare a acestor produse. Așa că aceste trei sisteme au fost deja incluse. Acum noi am avut o ședință săptămâna trecută cu Asociația Crescătorilor de Vaci de Lapte. Celelalte 25 de milioane vor fi pentru modernizarea producției de lapte în Republica Moldova. Vom merge către fermele existente. Evident că sunt prevăzute și bani în acești 25 de milioane pentru crearea de ferme noi. Pe această cale vreau să vă spun că astăzi în fermele din Republica Moldova avem 17.100 de vaci. Această cifră se datorează faptului că s-a trecut la plăți pe cap de animal. Deci noi la data din 1 ianuarie 2021 în Republica Moldova în ferme erau 5.100 și la data din 1 ianuarie 2023 vom avea 17.100 de vaci. E o creștere considerabilă ca și număr, din păcate nu a fost la fel de impresionantă și creșterea cantității de lapte. Noi avem vaci de productivitate foarte scăzută și din 2023 se va trece la plata pe litru de lapte, ceea ce înseamnă că va avea loc premierea calității, performanței, investițiilor în animalele de înaltă productivitate. Și lucrul ăsta o să reducă, evident, din dependența sectorului de procesare a producțiilor lactate de produse de import. Astăzi noi avem, cred că peste 50% din necesarul de produse lactate sunt de import în Republica Moldova. Ceea ce ne face să fim extrem și extrem de vulnerabili la capitolul aprovizionării populației din Republica Moldova cu producție lactată de calitate, brânză, smântână și diferite alte produse. Și noi cunoaștem că tradițional noi, moldovenii, consumăm aceste produse în mod curent. Este o mâncare de toate zilele pentru moldovenii noștri. De asta suntem foarte interesați în dezvoltarea acestei ramuri ca una prioritară. Mai departe, mulțumesc, colegi, noi, înțelegând consecințele embargourilor care se repetă odată la 4 ani, odată la 8 ani, evident că împreună cu Ministerul Agriculturii, Ministerul Culturii, cu Ministerul de Externe, cu asociațiile de producători din Republica Moldova, am făcut un plan de
de promovare a produselor din Republica Moldova, piețele externe. Am întreprins delegații în Egipt, în rezultat, împreună cu oamenii de afaceri, împreună cu Camera de Comerț din Republica Moldova, oamenii de afaceri au fost ținuți de către programul USAID ca să-și plătească prezența lor în Egipt. Au fost niște deplasări de succes. În rezultat, avem exporturi de mere în Egipt astăzi. În Republica Moldova, containere, cale maritimă, se exportă mere în Egipt. La fel a fost penetrată piața de către Ministerul de Externe a Republicii Moldova a Indiei și, începând cu luna noiembrie din Republica Moldova, au loc exporturi de mere, container maritim în India. Noi avem piețele noastre tradiționale, vorbim despre țările din CSI, Kazahstan, noi exportăm mere în Mongolia, cireșe în Mongolia, în țări foarte îndepărtate. Evident că și ocupă locul său Uniunea Europeană, am crescut până la 10.000 de tone de măr în 2022. Drept comparație pentru voi, mulți stimați colegi, ar trebui să fie faptul că în 2021 s-a exportat 1.100 de tone de măr și 10.000 de tone în 2022. Adică este o piață cu pondere de creștere foarte mare și exporturile din anul curent au distrus complet mitul ăsta răspândind de unii cetățeni nu foarte onorabili, precum că produsele din Republica Moldova nu ar fi de calitate și nu ar avea capacitatea să fie vândute pe piețele din Uniunea Europeană. Este un fals și un mit. Produsele din Republica Moldova sunt de calitate. Și atunci când agricultorul dorește, are potențialul de a merge prin asociații, de unul singur, împreună cu Camera de Comerț și poate face față oricărui tip de cerințe din Uniunea Europeană să-și promoveze și să-și vândă produsele sale. Drept argument mai e și poziția care o are pruna din Republica Moldova și este exportată extrem și extrem de mult în Uniunea Europeană sub orice formă, proaspătă, uscată. Și avem niște produse de o calitate deosebită. Strugurii sunt într-o foarte mare creștere pentru piața din Uniunea Europeană. Ne mai vorbim de cireș și celelalte produse. Așa că eu am așa o atitudine mai optimistă în ceea ce privește exporturile și toată lumea este deja lămurită că pentru a reduce din vulnerabilitatea sectorului pomicol din Republica Moldova, noi trebuie să avem foarte multe piețe. Noi avem patru părți a lumii, este estul, vestul, nordul, sudul și deci evident că noi trebuie să putem să exportăm, să vindem în toate aceste patru părți a acestui glob și agricultorul trebuie să-și construiască afacerea reieșind din ofertele și cererile de pe toate piețele ca să poată face un studiu, o analiză și să vândă acolo unde este lui cel mai convenabil. El trebuie să ia decizia unde trebuie să vândă. Și în acest considerent, Ministerul Agriculturii, împreună cu Ministerul de Externe, este implicat plenar în procesul de promovare a Republicii Moldova pe piețele emergente și de creare de oportunități de export pentru producătorii noștri autohtoni, care sunt asociații în asociații profesionale și care își promovează foarte bine interesele sale. Participăm la expoziții, participăm la expoziții în România, în Berlin, în țări peste tot unde este posibil de participat și peste tot unde ar putea fi un potențial interes. Eu vreau să spun că la producțiile agroalimentare, la export, noi avem doi lideri incontestabili care sunt foarte greu de a fi ajuns de tot celălalt, toată noi ne dorim că avem potențial. Noi vorbim despre România, care în anul curent probabil se va apropia de 1 miliard de euro suma valorică a exporturilor în România a producătorilor din Republica Moldova și dezvoltăm o relație foarte și foarte frumoasă cu Turcia. Am depășit 850 de milioane de dolari cifra de afaceri cu Turcia. Toți ceilalți sunt țări germane, Franța, cu sume de 200-300 de mii de euro de departe. Ceea ce încă o dată demonstrează că producția agricolă trebuie, nu poate fi exportată la distanțe foarte mari, că este un produs cu mai mică plus valoare și transportul mănâncă foarte mult din prețul de vânzare și îl face practic foarte greu să concureze pe piața unde ajunge acest produs. Deci noi avem potențialul care trebuie dezvoltat. Eu cred că România este țara în care
produsele noastre sunt cunoscute foarte bine, calitățile gustative sunt foarte bun cunoscute, preferințele gustative și alimentare a tuturor românilor practic sunt identice în ADN-ul nostru și în acest considerent, practic toată lumea își poate promova ușor produsul său dacă dă dovadă de seriozitate, calitate și dorință de a intra pe acea piață. La nivel de probleme administrative care se ciocneau, Ministerul s-a informat de la asociațiile noastre de producători de pomicul, când se făcea exportul încă de începutul verii de produse ușor perisabile, atunci în două săptămâni împreună cu Direcția Vamală s-a luat decizia și susținuți de către Direcția Vamilor din România, a fost creat Coridorul Verde. El funcționează, a fost o premieră în 30 de ani, s-a creat acest coridor verde în două săptămâni, Ministerul Agriculturii împreună cu Departamentul Vamal au reușit, au creat, funcționează perfect, vămile sunt trecute foarte ușor de către Agenția Economică din Republica Moldova, ceea ce le-a scurtat drumul prin orele care nu le mai pierd în vamă cu foarte mult timp. Vorbim evident despre alt impediment din punctul meu de vedere foarte major și în punct de vedere a banilor financiar, timp, exporturile de cereale în Uniunea Europeană, conform regulamentelor și semnate dintre Moldova și Uniunea Europeană. Din 2017 nu mai era necesar certificatul fitosanitar, atunci când noi exportam grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță pentru procesare, nu pentru material semincer, nu ca și material semincer, nu era necesar certificatul fitosanitar, ca să înțelegeți, asta e vorba de mii de certificate eliberate fără niciun fel de necesitate de către structura ANSA din Republica Moldova pentru agenții economici și era inclus și în sistemul VAMAL, iarăși în 3 săptămâni acest lucru la nivel instituțional a fost eliminat acest impediment și astăzi exportatorii din Republica Moldova care își exportă marfa, produsele sale în Uniunea Europeană, în țările din Uniunea Europeană, nu au obligativitatea să mai preiei acest certificat fitosanitar. Este o chestie deosebită. Era o problemă foarte mare. Oamenii încărcau sâmbătă, duminică, toate zilele săptămânii, noapte, zi, atunci când găseau mașinile, în plus că ele erau foarte scumpe. Și noi înțelegem că inspectorii ANSA au un program foarte bine clar. Lucrează de la 8 dimineața până la orele 5 seara. Era nevoie de o mulțime de scrisori, o mulțime de delegări, cerințe și cel mai important lucru, tot ce se făcea era lipsit de importanță. Nu era nevoie de așa ceva. Lucrul ăsta a fost făcut și astăzi agenții economici care se ocupă de export beneficiază de măsuri de scutire, adică practic nu au nevoie de aceste certificate mai departe. Și a dus la reducerea timpului, pierderilor, cheltuielilor făcute de către agricultorii din Republica Moldova atunci când făceau exporturi în Uniunea Europeană și fac exporturi în continuare. Și în general, principiul de bază promovat de Ministerul Agriculturii în materie de export este promovarea exporturilor și VAMA, ANSA și toți ceilalți factori de decizie care sunt implicați în procesul de export, trebuie să ceară documentele de la exportator care sunt cerute de cumpărător. Nu există nicio țară pe glob în care exportatorul pune impedimente la export. Este un absurd. Fiecare țară își promovează exporturile sale. Dacă țara care cumpără marfa are niște cerințe în mod deosebit, el înaintează prin contract către noi ca țară și noi îl îndeplinim și îi prezentăm certificate necesare. Dar noi în Moldova am mers pe o cale deosebită și foarte interesantă, evident că era construită mai mult pentru a lua mită și a construi o schemă de corupție. Noi construiam o relație cu agentul economic care vrea să export prin prisma unor certificate lipsite de sens pentru el, absolut necerute de către cumpărători, dar importante pentru niște laboratoare în Moldova, pentru un inspector VAMAL, pentru un inspector de la ANSA, pentru cineva. În interiorul Moldovei trebuia să hrănească în mod obligatoriu de spatele exportatorilor sau producătorilor agricoli. Urmează încă probabil să facem o analiză munițioasă a tuturor cerințelor documentelor pentru exportul produselor ca să le reducem la maxim și să reducem din toate absurditățile care poate încă se mai întâlnesc pe unele poziții. Urmează încă să le stabilim împreună de comun cu asociațiile de profil. Noi am creat pe lângă Minister comitete de consultare. Ele și-au un efect extraordinar. Oamenii au posibilitatea să vină să se expună
părerea lor despre tot ce întâlnesc ei ca și impediment în procesul lor de lucru și împreună cu ei noi modernizăm cadrul legal foarte eficient și plus că noi suntem ancorați întotdeauna niște realități. Ministerul Agriculturii în afara agricultorilor nu și are sensul lor. Noi, obiectul muncii noastre este dezvoltarea cadrului legal și crearea de oportunități pentru dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova și evident că noi trebuie să fim ancorați în niște realități, trebuie să știm care sunt problemele lor reale. Mai departe, să știți că a fost în sfârșit finalizat proiectul de lege cu produsul ecologic. Pe această cale vreau să-i felicit pe agenții economici care lucrează de ani de zile și erau în așteptare acestui proiect de lege. De prin 2017 a fost o cale foarte lungă, el a fost finalizat proiectul, este în concordanță cu legislația Uniunii Europene, când va reveni Parlamentul el va fi votat, va intra în vigoare, pentru că dezvoltarea agriculturii ecologice în Moldova e o chestie de foarte mare viitor și e o chestie de foarte bună pentru agenții economici de la noi din țară. Și lucrul ăsta o să impulsioneze masiv dezvoltarea și conversia de la agricultura tradițională la cea ecologică va fi mult mai ușoară și mult mai clară de făcut pentru agenții economici. Evident că noi lucrăm la legea subvenționării, care iarăși va fi votată împreună cu regulamentul și noi vom schimba abordările în sensul înlesnirilor pentru agenții economici mici și micro. În 2023 va fi finalizat amplu proces început în 91 și nefinalizat până în 22 de creare a bazei juridice de funcționare în agricultură. Noi vorbim de legea gospodăriilor țărănești. De la 1 ianuarie gospodăriile țărănești vor fi înregistrate la ASP, li se va fi atribuit cod fiscal, va fi făcut un registru clar a acestor gospodării țărănești. Să știți că în 2022, la 1 mai, a intrat în vigoare un proiect de lege care prevedea introducerea de noțiune gospodării țărănească inactivă. A fost o lege specială care își face efectele sale până pe data de 31 decembrie anul curent. Autor am fost eu. Deci din cele 116.232 de gospodării țărănești declarate la data din 1 mai la Inspectoratul Fiscal din Republica Moldova, din cât înțeleg eu, vor fi radiate și declarate inactive mai mult de 97.000 de gospodării țărănești. Mai mult de 97.000 vor fi radiate. Sunt gospodării țărănești care erau înregistrate în primărie și odată cu titlul de proprietate pe o bucată de teren a unui cetățean, se dădea de la primărie și certificatul precum că și-a înregistrat pe el gospodării țărănească. Evident că acei oameni în viața lor nu au făcut activitate economică, nu au făcut activitate comercială și se începeau să crească datoriile pentru că au niște obligații de plată. Și ca să evităm supraîndatorarea absolut neclară a cetățenilor din Republica Moldova, s-a luat decizia de această lege specială, a fost ținută de Ministerul de Finanțe și Inspectoratul Fiscal. Acum urmează finalizarea procesului, după care în 2023, după logica lucrului, tot anul ne vom ocupa de crearea unui cadru juridic pentru 24, tot anul 23. Deci noi vom declara ce înseamnă activitate non-profesională în agricultură, pe segmentul vegetal, după care vom plafona activitatea gospodărilor țărănești. Până noi astăzi avem, ca să înțelegeți, gospodării țărănești cu rulaj de peste 100 și ceva de milioane de lei și cu peste 2,5 mii de hectare. Lucru care face practic imposibil abordarea europeană pentru micul producător sau pentru gospodăria țărănească. Gospodăria țărănească întotdeauna este o gospodărie foarte mică, axată pe gospodărie țărănească pe agricultură și care folosește în munca sa de zi cu zi forța membrilor familiei și ocazional iau oameni zilieri sau la lucru atunci când trebuie să culegi prună, struguri sau etc. Deci, practic, este un cadru foarte bine definit. Evident că, în paralel, în 2023 vom lucra și la schimbarea modului de impozitare a acestor gospodării țărănești mici din agricultură. Să știți că, după o vizită în Austria, am rămas impresionat de atitudinea și abordarea care o au guvernarea austriacă pentru agricultorii mici și modul în care ei îi tratează, îi susțin, eu cred că este unic, corect și va fi preluat în totalitate de către Ministerul Agriculturii. Gospodăriile țărănești sunt cele pe care se ține și se menține
viața în statele din Republica Moldova. Evident că noi vorbim despre un proces durabil în dezvoltare, care va dura, dar noi vom pune accent foarte mare pe dezvoltarea acestor și susținerea acestor mici gospodării țărnești atunci când noi vom finaliza procesul. Există noțiunea de gospodării țărnești și există noțiunea de agricultură comercială, care se începe de la medii în sus, fac activitate comercială, ca orice tip de agent economic, evident își face activitatea sa și etc. Deci noi vom face o delimitare foarte bine și evidențiată, ceea ce o să duc foarte mult plus valoare agriculturii și o transparență decizională. Să știți că lucrăm foarte mult la digitalizare. Reducerea birocrației și a hârtiilor carate de către agricultori atunci când depun dosare, când trebuie să-și raporteze suprafețele pe care le lucrează, poate fi făcut în exclusivitate prin digitalizare, prin hărțile electronice, prin registre electronice. Noi am început procesele, cred că în 2023 și 2024, în 2 ani de zile, noi vom finaliza complet acest proces. Astăzi noi avem un registru la IPA, avem un alt registru la ANSA, al treilea este la Inspectorat Fiscal, el va fi făcut un singur registru unic a agenților economici din agricultură, mai ales că noi vom finaliza procesul de înregistrare a agenților economici. După care noi vom intabula și vom finaliza procesul de creare a hărții interactive digitale, electronice, a tuturor pământurilor din Republica Moldova cu numerele sale cadastrale, pentru că noi avem, spre exemplu, fermele de ovine, caprine, care sunt construite pe terenuri a primăriei, care nu au fost intabulate, nu au numere cadastrale și agenții economici nu își pot primi subvenția pe cap de animal pentru că nu are număr cadastral și lucrul ăsta este responsabilitatea primăriei, că sunt terenurile primăriei. Adică sunt o mulțime de probleme în șir, în lanț, care urmează să fie rezolvate prin digitalizare și prin obligativitatea finalizării procesului de delimitare și intabulare a terenurilor în Republica Moldova și, îndeosebi, mă refer aici la proprietatea publică, APL nivelul 1, 2 și centrală. Noi vorbim despre faptul că nu s-a finalizat procesul de delimitare și intabulare a proprietății statului. APP-ul este într-un amplu proces, dar suntem într-un procent foarte mic. Reușim că practic nimic nu a fost intabulat. Și lucrul ăsta este foarte și foarte rău. Este extrem de rău. Că dacă noi vorbim despre micii proprietari de vreo 2,5 milioane de cetățeni care au niște proprietăți, procesul s-a finalizat și are și număr cadastral și terenul este intabulat și înregistrat la cadastru, statul nu și-a făcut temele lor. Probabil iară, din considerent că la un moment dat terenurile, dacă nu sunt intabulate, nu au proprietari, nu au număr cadastral, el poate fi furat, delapidat, lucrat la negru, făcut ce vrei cu el. Evident că lucrurile astea nu au fost finalizate nu pentru binele țării, dar pentru binele unor cetățeni interesați ca lucrurile să nu meargă bine și corect și să nu fie nicio fel de transparență în modul de administrare a acestor bunuri. Avem încă timp în față și evident că vom finaliza acest proces. Vorbim despre dezvoltarea agriculturii, nu putem să nu vorbim și despre exploatațiile noastre zootehnice. Avem în jur de 251 de ferme, crescători de lapte. V-am spus că sunt prioritatea numărul 1 a Ministerului Agriculturii. Să știți că din datele care le avem de la institutul nostru de stat, de la selecția în Republica Moldova, astăzi pentru că se folosesc chimicate continuu și nu se mai folosește îngrășământ organic, avem sute de mii de hectare în care nu se mai depistează vierbi. Astea sunt datele de la Bălți, de la institutul nostru selecția. Deci, practic, nu există formă de viață în pământul nostru datorită chimicatelor folosite în mod excesiv și continuu. Și lucrul ăsta poate fi rezolvat numai cu fermele zootehnice din Republica Moldova. Chiar ieri m-am întâlnit cu un agricultor care are și avicole și are și teren și în ani de secet fără irigare, folosind îngrășământ organic, el a avut 4,5 tone de grâu. Fără irigare. Deci sunt niște lucruri și niște criterii care vorbește despre faptul că noi trebuie să începem să folosim masiv îngrășământ organic, dar îngrășământ organic poate fi făcut numai de către animale, evident. Și de asta noi trebuie să investim foarte mult alături de agricultori, înțelegem că este foarte costisitor. Evident că aici, pe lângă faptul că sunt costisitoare, mai există și probleme de ordin legal,
Noi trebuie să modernizăm și să modificăm codul civil. Când noi vorbim despre arendarea și închirierea spațiilor, pentru că când construiești o fermă, 2 ani, 3 ani, 5 ani este prea puțin pentru a dezvolta o fermă și arenda trebuie să fie pe 10 ani, 15 ani. Vom dezvolta în totalitatea sa cadrul juridic ca într-un final agricultorii din Republica Moldova să simtă un salt interesant. La fel, prin Banca Mondială vom construi la nordul Republicii Moldova, în Chișinău, la Stăuceni și la Svetlăi, niște clustere, niște centre de studii pentru fermieri, pe banii împreună cu Ministerul le vom administra, acolo unde vor putea veni agricultorii și să primească cunoștințele necesare pe fiecare dimensiune care el este interesant. Agricultura din Republica Moldova fără știință nu va putea trece calitativ la alt nivel. Și vorbim de știința zootehnică, agronomică și economică. Toate trei stau la baza dezvoltării agriculturii și Ministerul Agriculturii este interesat în formarea acestor centre de excelență, să le numim așa, în care agricultorii vor putea veni și primi de la prima sursă, de la specialiști, de la profesori, vor primi informația necesară să poată să se consulte. La final, mulțumați cetățeni, mulțumați agricultori, eu vreau să vă felicit cu frumoasele sărbători care se apropie, a trecut Crăciunul, cei care țin Crăciunul pe nou, urmează celelalte sărbători, Crăciunul pe vechi, Sfântul Vasile, Anul Nou, eu vreau să vă doresc la toți să fiți sănătoși, eu vreau să ne doresc nouă tuturor ca Republica Moldova să se păstreze pacea pentru veșnicie, pentru că înțelegem cât e de grav și cât e de efemer și cât e de caeterul de instabilă situația, plan global și regional. Evident că sunt lucruri care depind de noi și toate lucrurile care depind de minister, de ministru, de voi, alături de voi, împreună cu voi, noi ne vom implica și vi le-am face absolut pe toate. Și vreau să vă doresc să fiți fericiți, sănătoși, toți cetățenii Republica Moldova și inclusiv și agricultorii. Acum, dacă avem întrebări. Domnule Sergiu Botrici, Televiziunea Prime. Domnule Bodea, au fost acele voci ale fermierilor care au cerut majorarea fondului de subvenționare. Cifra ridicată de ei este de 3 miliarde. Mai este o scrisoare cu 5 miliarde. Da. Da, mai este o scrisoare cu 5 miliarde, că da, am primit-o la minister. Eu repet, Republica Moldova are 2,5 milioane de cetățeni. 2,5. Noi avem 700 de mii de pensionari care, spre deosebire de unii agricultori, care au, spre exemplu, pe stoc grâu, porumb, floarea soarelui și nu au preț de vânzare și așteaptă un preț mai bun și nu-și vând producția ca să-și achite datoriile pentru că așteaptă un preț mai bun. Noi avem 700 de mii de pensionari care nu au ce vinde ca să-și plătească facturile la gaz. Și guvernul nu poate să abandoneze 700 de mii de pensionari și 2,5 milioane de cetățeni. Și apropo, aceștia agricultori care vor sumele astea exorbitante, ei primesc subvenții la gaz, primesc subvenții la căldură și folosesc și ei din acest 5 miliarde pe care guvernul le-a dat și bugetul le-a dat. Deci eu mai repet încă o dată. Subvențiile în agricultură vin după investiții. Panica creată de către unii cetățeni, marea majoritate agricultori, credeți-mă că sunt foarte cu picioarele pe pământ și n-au niciun fel de emoții de genul ăsta, evident, dar ele vin după ce are loc procesul de investiții. Și evident că 1,5 miliarde pentru începutul anului, ca să putem să achităm facturile chiar care vin pentru 1,3 miliarde, dacă îți vii 1,2 miliarde datoriile de la începutul anului, evident că noi primele 6-7 luni, să știți că AIPA a reușit să plătească în septembrie 1,3 miliarde, adică să facă verificare de dosare și transfere bani. Noi avem cu ce începe anul și primele 6 luni de zile AIPA are cu ce lucra și ce plăti fără niciun fel de emoție absolut. Dar, repet, acești bani vin să subvenționeze investițiile făcute de agricultori. Care-i povestea cu acești 2-3 miliarde? Să investească. Deci noi 1,7 miliarde a acoperit investiții de 5 miliarde. Ei consideră că după un an ca 2022 în care ei spun că nu au fost roadă, că roada este mică, eu o să fac investiții de 20 de miliarde în 2023 ca să aibă nevoie de 3 miliarde sau de 5 miliarde de subvenții în agricultură.
Deci este un pic de nonsens în cerințele acestea, așa că din acest considerent eu vreau să spun, Guvernul și Ministerul Agriculturii este axat pe rezolvarea problemelor adevărate a agricultorilor. Și aceste probleme, evident că sunt la curent, noi suntem alături, 1 miliard 500 de milioane este cifra de început, trecem de iarnă, după care la următoarele, când vorbim despre bugetul Republicii Moldova, el practic pe an poate să aibă 2-3 rectificări, evident vorbim despre alte sume. Dă Doamne să avem bani să aibă agricultori ce investi atât de mult ca să nu ajungă 1,5 miliarde pentru anul viitor. Dar referitor la amenințările cu noua amenințări, informații privind că ar putea organiza proteste după 15 februarie, au cerut să începeți acele discuții cu partenerii europeni, privind atragerea unor fonduri? Noi începem discuțiile și cu partenerii nu când ne cere cineva, asta este munca noastră toate zilele și ei ar trebui să se ocupe de organizare de cooperative, ceea ce noi le trasăm, ceea ce ar face pe ei puternici cu adevărat. Să organizeze cooperative, să organizeze modul în care iau decizie că vine anul 2023 și micii agricultori iarăși sunt unul la unul în fața problemelor. Micii producători de struguri de masă, care au 2-3 hectare de struguri de masă, iarăși sunt unul la unul și nu au iarăși niciun fel de plan pentru anul 2023, cum își vor vinde producția sa, cine îi reprezintă pe ei. Când vorbim despre mari producători de cereale, ei unde vor să-și vândă la anul producția sa agricolă? Au creat, n-au creat cooperativ. Cu asta ar trebui să se ocupe ei. Și evident că noi avem discuții cu toate structurile internaționale. Republica Moldova a primit statutul de candidat în avans, mulți stimați colegi. În avans. Nu a fost o reușită a Ministerului Agriculturii și a Republicii Moldova după 2014, extraordinară. Evident, noi avem foarte multe restanțe la care trebuie să lucrăm și să reducem din ele pentru a putea vorbi despre fonduri din partea Uniunii Europene care pot fi atrase. Asta e una. A doua, noi trebuie să finalizăm procesul de creare a bazei juridice în Moldova. Noi avem peste 80% de cetățeni care se ocupă cu activitatea agricolă și nu au nicio formă juridică de funcționare. În fiecare sat, noi toți suntem din sate, haideți să mergeți să vedeți că din 2000 de hectare care sunt într-o localitate, vezi o gospodărie țărănească care are 300, unul are 600, dar restul ce-s cu el? Noi avem cetățeni care au 100 de hectare, 150 de hectare, le lucrează complet la negru. Care este capacitatea noastră de absorpție? Cum noi absorbim acești bani? Care este instituția prin care noi absorbim? Suntem noi gata de fondurile astea? Sunt o mulțime de întrebări pe care ți le pune Uniunea Europeană și tu înainte, noi am început discuțiile, evident, cu toată lumea. Pentru aceste fonduri, ele sunt vitale pentru noi, dar să știți că Ministerul Culturii este foarte mult ancorat în niște realități și evident că trebuie făcut pas după pas, pentru că dacă tu nu ești pregătit și să ai de pe locul 1 pe locul 3, evident că cazi și îți rupi gâtul și nu este cazul. Trebuie făcut totul ca la carte. Republica Moldova este un stat în proces de devenire și de dezvoltare a instituțiilor sale statale. Din păcate, de-a lungul anilor s-a dorit ca noi să fim un stat nefuncțional. Nu e funcțional. Și lucrul ăsta evident că este vizibil peste tot. Și modul în care noi funcționăm, și modul în care s-au luat decizii, și modul în care noi ne-am performat, ne-am dezvoltat, am dezvoltat instituțiile statului, am fortificat instituțiile statului, s-au pus accent pe întărirea instituțiilor statului și multe, multe alte întrebări care astăzi sunt pe ordinea zilei în fiecare zi. Aceste 28 de comitete consultative. Dacă aveți la ora actuală proiecte de acte normative care au venit din partea lor, ați materializat câteva inițiative posibil legate de acordul de asociere, toate aceste propuneri concrete care au fost înaintate în cadrul acestor comitete, aveți un deci evident că noi înțelegem că capacitatea de a genera un proiect de lege este una mult prea mare ca să fie la nivel de comitet consultativ. Dar noi avem modificări și îmbunătățiri la regulament care au parvenit în urma discuțiilor avute cu persoane. Dar una din lucruri care e esențială și foarte importantă, anularea certificatului fitosanitar.
Deci în urma discuției cu Comitetul de Producători din, de Cereale și care sunt și exportatori de cereale din Republica Moldova, a fost discutată această problemă și a fost rezolvată. Deci asta este una dintre lucrurile esențiale. Dar restul, foarte multe din cerințele discutate cu agricultorii, evident, se regăsesc în regulamente, în hotărâri de guvern și multe alte lucruri. În decizii CSE, spre exemplu, prin CSE eu am promovat accesul ușurat în perioada de vară până în luna septembrie la apă, ca fără pașaportul lacului să-i se dea autorizație de folosire a apelor în scopuri de irigare. Deci asta a fost iarăși în urma ședinței cu comitetele, s-a luat decizia de susținut această idee. O altă decizie care a fost trecută iarăși prin CSE, anularea accizii la importul de păcuri, în urma comitetului, discuții cu comitetul de la producători și procesatorii de zahăr, sfeclă de zahăr. I-au trecut anul ăsta de la gaz la păcură și a fost anulată zero, este astăzi acciza la păcură, la importul de păcură în condițiile de procesare. Urmează acum să în ianuarie să susținem pentru avicole și crescătorii de legume din serie să anulăm interdicția de vânzare de lemne pentru ei. S-a prioritizat persoanele fizice și persoanele juridice astăzi nu pot cumpăra lemne și urmează să anulăm această interdicție ca persoanele juridice din dimensiunea agricolă să-și poată cumpăra aceste lemne, să le poată folosi, că este o sursă de căldură mult mai ieftină decât gazul sau păcura sau multe altele. Adică, practic, foarte multe din aceste lucruri sunt extrem de importante și noi ne ghidăm și lucrăm, ne implicăm în procese de soluționare a lor. Da, vreau să vă întreb mai mulți producători de păsări. Se plâng pe faptul că sunt impuși să nimicească efectivul de păsări și există o controlă din partea ANSA. Iată, avem informații că 10 crescători mari de păsări, 6 deja există această decizie ANSA de lichidare a acestor efectiv de păsări. Cum vedeți, în general, problema lor? Pentru că ei au făcut investiții, avem și prețul destul de mare la ouă. Și încă o sumă întrebare, dacă veți merge pe resubordonarea ANSA în Ministerului Agriculturii? Vă răspund deodată nu. Nu sunt interesat de această activitate. Noi avem o colaborare și o lucrare foarte bună fără ca să fie subordonat. Deci noi, ca minister, le facem toate politicile. Noi suntem unici care facem politicile pentru ANSA. Eu acum v-aș pune o altă întrebare. Eu înțeleg investiții, eu înțeleg cheltuieli. Câți de noi sunt gata să consume în mâncarea sa de zi de zi și să dea copilului produse neconforme? Ouă cu salmonela, carne cu salmonela. Da, sunteți gata să consumați în fiecare zi? Să-i puneți copilului pe masă? Carne cu salmonela, să-l infestați, să-l îmbolnăviți, să-i atace organele interne. Câți din voi sunt gata să fac lucrul ăsta? Eu cred că niciunul. Și atunci noi despre ce vorbim aici? De ce începem cu politica că au făcut? Da, au făcut investiții. Dar mai departe există și alte tipuri de condiții. Vaccinează păsările. Pune sisteme de filtrare când intră persoanele, să nu intră pe stradă. Sunt niște condiții care trebuie să fie îndeplinite. Eu vreau să spun că noi, Republica Moldova, de fiecare dată credem că suntem deasupra condițiilor naturii. Spre exemplu, în acest an noi am nimicit, din păcate, 30.320 de porci într-o fermă. Într-o fermă extraordinară, datorită pestei porcine. Prejudiciul total e de vreo 3,5 milioane de dolari. Și evident că asta o să răsfrângă și asupra prețurilor și multe alte lucruri. Dar noi nu putem altfel. Cum poți face altfel? Înseamnă că tu trebuie această mâncare, această hană, aceste lucruri care sunt contaminate și sunt total imposibil de a le da la oameni, noi trebuie să închidem ochii și să le dăm să fie serviți la oameni. Și eu cred că ANSA, ca niciodată, își face lucruri foarte bine. Și mai mult ca atât, noi avem și programe de subvenționare pentru toți acești tip de producători agricoli, ca ei să intre în legalitate. Și atunci când îți pune teritoriul avicolei, nu poate să intre toată lumea, trebuie să fie gardă în mod obligatoriu, nu trebuie să fie copaci pe care stau păsări. Trebuie să faci tot ce e posibil ca să nu fii păsări, ca să nu-ți vină păsări călătoare de niciun tip, ca tu să nu-ți infestezi ferma ta, păi tu preiei și scrii, nu ești mai deștept ca natura. Și nu poți anula legile naturii. Și virusul există, și bolile există.
Eu înțeleg că noi, cu cât mai puține cunoștințe în biologie, cu atât e mai mare specialist în COVID. Asta e clar deja. Și cât mai puține clase de școală, cu atât e mare, mare specialist în general, în biologie, în ce vrei tu. Sunt oameni, medici veterinari, recomandările lor nu poartă caracter, ceea ce spune nu poartă caracter de recomandare, dar sunt obligatoriu pentru executare. Dacă ne învățăm așa, da, să știți că am întors foarte mulți containeri cu pește contaminat, cu vierbi. Și îmi spuneau că aici toate ședințele au avut loc aici la minister. Stăteau și îmi spuneau, domn ministru, moldovenii s-au învățat să mănânci pește cu cap seliot, că din asta cu burci. Și spun, zic, ieși și spune, te rog frumos, că are vierbi. Și ai zis cum o să o mănânci moldovenii. Ieși și spune că, da, îți place, dar are vierbi. Gustul ăsta specific, el dă vierbi. Să vezi cum o să-l mănânci după și o să-l cumpere. Și da, le-am întors toate înapoi. Da, au fost cheltuieli foarte mari pentru ei. Nu încărca. Trebuie să ai respect pentru cetățean. Și eu mă bucur că am să-și facem munca ei. Carne contaminată din Polonia cu salmonella, întoarsă înapoi. Da, am întors-o înapoi. Pentru că noi nu putem să venim în Republica Moldova și să spunem că dacă o fierbi un pic mai tare, dacă te uiți, nu știu, mai lung la dânsă, mai pui un pic de ceapă, mai pui usturoi, îi schimbi gustul, mirosul. Cât sunteți în familie? 5? Eu sunt muriți 2, 3 rămâneți. Tot mulți sunteți în continuare. Noi nu putem să avem abordarea asta. Așa că eu vreau să vă rog frumos, fără bombe din astea lacrimogene, au investit. Cealaltă parte avem cetățenii din Republica Moldova și noi ca minister prin intermediul ANSA trebuie să garantăm că produsele care ajung pe masă cetățenilor din Republica Moldova sunt sigure și inofensive. Decizia aparține poporului Republicii Moldova și trebuie să fie luată strict pragmatic, reșind din interesele naționale a Republicii Moldova. Deci noi trebuie să înțelegem că, spre exemplu, Moldova astăzi dezvoltă niște relații comerciale foarte bune cu Kazahstan, dezvoltă relații foarte bune comerciale cu Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan, exportăm cipici, produse alimentare, mere, struguri, vin, în toate aceste țări. Începem un proces amplu de importuri de aceleași tipuri de gaze. Domnul Spânu este în relații foarte ample cu Ministerul Energetic din Azerbaijan. Ei sunt interconectați prin Turcia la sistemul de aprovizionare cu gaze din Uniunea Europeană, adică noi putem importa și din Azerbaijan aceste gaze. Noi înțelegem că Azerbaijan este o țară care produce foarte mult, având gaz natural, evident că produc și foarte multe îngrășăminte. Trebuie fiecare întrebare la rece, analizată, discutată, calculatorul nu trebuie să dispară de pe masă, de văzut ce este în interesul nostru național și de luat decizii. Aparține poporului decizia. Și nu trebuie să luate la emoții, la iarăși cu bombe lacrimogene și nu știu ce. Dar părerea dumneavoastră este că nu ar trebui să... Părerea noastră este că noi trebuie să fim extrem de pragmatici și să facem o analiză profundă a intereselor naționale a Republicii Moldova. Deci asta este părerea mea. Republica Moldova și interesul ei este prioritatea numărul 1 a guvernării. Ați vorbit despre exporturile noastre din Egipt. De altă parte, ați declarat că avem taxe vamale destul de mari cu acest stat și practic ele... 40% în cazul mierelor de la factură. Da. Și cum vedeți în continuare acest export? Foarte, perspectiva foarte bună, pentru că decât să dai la suc cu 1,50 lei, tu ai $1, $1.20, dacă vedem, mulțim la lei și minus transportul, credeți-mă că ție să mai ai mult decât dacă tu le-ai dat la suc și ai adaus comercial foarte bun. Calculatorul trebuie să fie pe masa exportatorului, trebuie să-și facă analiza, să vadă. Am produs miere, am atâtea tone de miere, ce fac cu ele? Noi creăm oportunități și evident că noi lucrăm în continuare pentru a anula acest acord de asociere. Cifra de afacere a Moldovei cu Egiptul nu depășește vreo $2 milioane. Vă dați seama unde este în zona de interes a Egiptului, Republica Moldova, ca noi să semnăm cu ei un acord de asociere. Este foarte greu și discuțiile sunt foarte și foarte greoaie. Dar, per total, noi ducem în continuare discuțiile să anulăm sau să reducem din acest sau să introducă o zonă, o cotă la import fără. Noi lucrăm multidimensional cu aceste țări de importanță, dar eu aș vedea mult mai aproape și mult mai bine de noi România, ca țară în care are un potențial foarte mare de a consuma mierele din Republica Moldova.
Bun, colegi, eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc la toată lumea sărbători fericite, un an nou pe măsura așteptărilor voastre. La mulți ani tuturor!